Cursurile de prim ajutor, educația rutieră sau simulările de incendiu s-au transformat în ultima perioadă în opționale obligatorii în școlile din toată țara. Motivul este legat de incidentele din ultima perioadă și lipsa aprobărilor ISU la mai bine de jumătate din școli. Cum se desfășoară astfel de cursuri și care sunt curiozitățile copiilor atunci când stau de vorbă cu adevărații supereroi, aflați chiar acum! Haideți, apropiați-vă! Peste 2500 de elevi din 32 de școli bucureștene au învățat în ultima perioadă regulile de circulație rutieră chiar de la polițiștii locali. Numărul voluntarilor care se implică în astfel de campanii s-a dublat în comparație cu alți ani. Scopul proiectului este acela de a conștientiza cât mai mulți copii cu privire la educația rutieră și mai ales la importanța respectării regulilor de circulație. Toate luminile se aprind de aici. Acesta e un panou de comandă prin care se dă drumul la lumini, sus, jos, stânga, dreapta și aici sunetele. Sunetele mai tari, mai de intensitate mai mică. Cum v-au întâmpinat la clasă? Am văzut că v-au numit supereroi. Da, ei întotdeauna aceste acțiuni le primesc cu bucurie pentru că văd în noi, ca și polițiști, un fel de supereroi. Ne văd zi de zi pe stradă, observă și la televizor și în mass media și peste tot că poliția ia măsurile care se impun și tot timpul au un sprijin în noi. Eu de obicei nu purtam centura mereu la mașină și acum am învățat că este foarte important să o port. Trebuie să respectăm legile de circulație, că nu trebuie să trecem pe roșu și că trebuie să ascultăm de polițiști. Ți-ar plăcea să fii polițist? Da și nu. De ce? Da, pentru că e foarte interesant și frumos și nu pentru că e periculos. Foarte multe curiozități. De ce poliția nu este îmbrăcată în roz? De ce nu împușcăm infractorii? Cum sunt pistoalele? Cum sunt cătușele? Ei vor să vadă absolut totul, să cunoască absolut totul.